Vă rog să ocupați locurile cei care aveți. Vom mai lăuda pe Domnul cu o cântare și dacă mai sunt frați musafiri în spate care trebuiau să sosească pentru a putea să le dăm cursul în timpul cântării să intre în față, iar dacă încă n-au ajuns cu toții să se poată măcar un grup să se pună în linia de a lăuda pe Domnul în seara aceasta, vom mai face rugăciuni înaintea Domnului. Frații din Vineri Neustadt care au cântat spre slava Domnului, dacă Domnul va îngădui, vom avea din trei părți ale României la slujbă în seara aceasta, frații din Deva, din Sibiu și din Cluj. Celor care sunt prezenți, deja le zicem bun venit. Frații din Deva sunt cu posibilitate să intre în slujbă, întrucât sunt toți prezenți, de aceea le dăm oportunitatea aceasta dintre cei trei, deși să înceapă primii. Și vă rog, da, pe Domnul, cum dumneavoastră considerați o cântare sau două, dacă puteți merge una cu alta, ne vom bucura. Domnul să vă binecuvinteze. Vom slăvi pe Domnul cu două cântări, dintre cântările primite de la Domnul, de fratele Nicolae Moldoveanu, împreună cu care suntem în seara aceasta. Îl așteptăm din moment în moment să sosească și dânsul. Face parte dintre cântările mai noi. Din Cânt Aleluia se intitulează această cântare. Este una din cântările anilor 1995 aproximativ. Și vom cânta apoi o cântare de tinerețe a fratelui Niculiță la vârsta de 22 de ani. Îl vedeam curând, însă a împlinit anul acesta 80 de ani, o cântare care s-a adeverit
în multe împrejurări în viața dânsului ca fiind reală. De fapt, fratele acum înaintează pe culoare. Purtava de grijă el Domnul într-un fel. Este o cântare la vârsta de 22 de ani compusă, cea de-a doua. Thank you.
felul meu poate, nu în felul tău poate. În felul lui însă se va-ngriji el, nu în felul meu poate, nu în felul tău poate. În felul său însă se va-ngriji el. Să ne-ncredem în el, Domnul va-ngriji toată încrederea în el. Când va trebui, nu când vreau eu poate, nu când vrei tu poate, la vremea lui însă el se va îngriji. Nu când vreau eu poate, nu când vrei tu poate, la vremea lui însă el se va îngriji. Să ne-ncredem în el, Domnul va îngriji Iisus. Nu când cred eu poate, nu când crezi tu poate, dar când el va crede, va împlini ce-a spus. Nu când cred eu poate, nu când crezi tu poate, dar când el va crede, va împlini ce-a spus. Să ne-ncredem în el, Domnul va-ngriji toată încrederea în el. Luptă neclintit, apele ori să sece, iar tu le vei trece, plin de bucurie, că el s-a îngrijit. Apele ori să sece, iar tu le vei trece, plin de bucurie, că el s-a îngrijit. Să ne-ncredem în el, Domnul va îngriji toată încrederea în el. Domnul într-un fel. Amin.
din pricina faptului că suntem puțin înghesuiți, ne cerem iertare de la musafiri că n-am putut și n-am reușit să-i primim într-un cadru mai special. Dar în același timp îi provocăm pe oaspeții noștri, care unii dintre dânsii sunt pentru prima dată la noi, să se roage pentru noi și, dacă Domnul va mai rândui să treacă pe la noi, să-i putem primi în noul local. Și acolo sperăm să fie un loc mai puțin, sau un loc cu puțin mai mult, cu mai multă lărgime față decât îl avem astăzi aici. Le zicem deci bun venit, întrucât dânsii au ajuns. Grupul din Deva deja a cântat. Familia Pintelie, fratele Marin și sora Tania cu copiii din Cluj, fratele Nicolae Moldovianu de la Sibiu și avem și o familie scumpă de la Ploiești, familia Herman. Tuturor vă zicem bun venit în casa Domnului. Acum, chiar dacă suntem cu oaspeți, Domnul Hristos rămâne cel dintâi între noi. Și cei de departe și cei de aproape avem un singur scop și o singură țintire: să ne închinăm în duh și în adevăr celui ce ne-a mântuit. Slăvit să-i fie numele! De aceea, în continuare, dorim familia Pintilie să laude pe Domnul cu o cântare, după care un cuvânt din partea fratelui Nicolae Moldovianu. Dânsul preferă să-i dăm anumite sugestii și m-am gândit la două, trei aici. Dânsul e și cam obosit, vrem să-l auzim și cântând. Și cât Domnul îl va ajuta, întrucât pentru noi este o cinste, un frate care a trecut prin tot felul de greutăți în timpul vechi, comunist, astăzi să fie alături de noi la închinare, pentru noi este un har din partea Domnului să cunoaștem și sfinți de aceștia. Și Domnul să-l binecuvinteze! Deci, ca un punct de pornire după cântarea fraților sau familiei Pintilie, dacă fratele Nicolae va găsi de cuvință să ne spună câteva gânduri despre întoarcerea dânsului la Domnul și a familiei care Domnul i-a dat-o. Apoi vom continua și dacă după explicație și gândul care ne-l va împărtăși va putea și să cânte, îl rugăm și să cânte. În numele Domnului Iisus, să vă salutăm și să vă spunem tuturor bucuria noastră că suntem aici și e o surpriză, că o binecuvântare faptul că ajungem să ne vedem, să ne vedem poate pentru prima dată unii dintre noi, să ne revedem alții. Slăvit să fie Domnul pentru toate acestea. Drumurile noastre se întâlnesc, se despart. Important e ca ele să fie întotdeauna în concordanță cu o singură cale, calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, Domnul Iisus, prin perdeaua din lăuntru, adică prin trupul Său, prin jertfirea trupului Său pe cruce. Și vom cânta, vreau să cântăm împreună cu familia cântarea Toate cărările tale, inspirată din Psalmul 25:10. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul Lui. Noi am fost chemați să intrăm în legământ cu Domnul, fie ca cei ce am intrat să ne întărim și să ne înnoim mereu acest legământ, să ne întărim chemarea și alegerea, iar dacă cineva este în seara aceasta aici și încă nu L-a primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, are harul, are șansa, poate ultima, să se predea Domnului, să se întoarcă la Domnul, și cu siguranță mărturia fratelui Niculiță va fi provocatoare și stimulatoare în acest sens. Domnul să ne binecuvinteze pe toți!
Doamne sfânt și mare, toate cărările tale sunt pace și îndurare. Chiar când viața este greu lovită și când furtuna neagră mă orbește, știu că îndurarea ta nemărginită, oaiei lumina, pururi mă-nsoțește. Toate cărările tale cerescule, Părinte, toate cărările tale frământă și gura lumii crunt mă săgetează, știu că iubirea ta cea neînfrântă, oaiei putere, ființa mi-o vechează. Toate cărările ta pușa mare, gânduri, dureri și pierderi neîntâlnite, știu că-n înțelepciunea ta cea mare mă pregătești pentru lucrări slăvite. Toate cărările tale Slăvit să fie Domnul! Amin. Mă bucur din toată inima pentru că prin harul Domnului am ajuns în Viena. Am împlinit 80 de ani, dar n-am făcut nicio jumătate de metru dincolo de granița României. Pentru prima dată am venit în Viena. Acum este lucrarea lui Dumnezeu, pentru că m-am rugat Domnului timp îndelungat să vin, să nu vin, după cum mă simțeam, nu prea aș fi venit, dar Dumnezeu mi-a dat și puterea fizică și mi-a dat și lumina ca să pot veni. M-am rugat, Doamne, dacă e vorba să merg la Viena printre credincioșii tăi, să ai tu folosul 100%. Și dacă Dumnezeu are folosul și noi îl avem,
am zis, Doamne, să nu mă folosesc eu de Tine, ci Tu să Te folosești de mine. Așa că, iată, sunt în fața dumneavoastră, sunt înaintea Domnului, cu toți împreună, dar și în fața fizică a dumneavoastră. Am fost azi dimineață la adunarea baptistă și acolo, la fel, am făcut o mică introducere când mi s-a dat cuvântul. Fraților, așa după cum a spus fratele de la Ambon, eu nu L-am căutat pe Dumnezeu. Așa cum n-am ales să vin în viața fizică, M-am pomenit în ea. Așa și în viața cea nouă, spirituală, n-am căutat eu pe Dumnezeu, nu știam. Dar M-a căutat El pe mine. Așa cum citim din Epistola 1 a Sfântului Apostol Ioan. Nu noi L-am căutat, dragostea Lui ne-a căutat întâi. Așa că toată lauda se cuvine Lui Dumnezeu și Domnului Iisus Hristos, care a plătit prețul răscumpărării. Desigur că întoarcerea la Dumnezeu și nașterea din nou este ca zorile dimineții. Nu știi ce e noapte, zi, nu-i nici noapte, nu-i nici zi, dar s-a crăpat de ziul, cum este în limba română. La început nu e o lumină clară, dar cum zice în Cartea Proverbilor, la capitolul 4, vreau să citesc versetul acesta, acum mi-a venit în minte, și zice la versetul 18, cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Așa este nașterea din nou, ca și nașterea fizică. Întâi, cum zice psalmistul, când s-a început o nouă ființă, nimeni nu știe. Și nici n-ar putea să observe, nici chiar după un timp, o lună, două. Dar dacă viața a început, ea merge. Merge mereu crescând până când toate iau conturul adevărat. Așa este viața cea nouă. Așa s-au petrecut lucrurile și cu mine. Eu, de mic copil, am avut o aplecare spre religie. Mă ducea mama regulat la biserică, la biserica ortodoxă. Dar nu înțelegeam eu multe lucruri. Erau acolo niște lucruri, niște mișcări, dar cei ce-mi plăceau, cei ce-mi plăcea mie la biserică erau cântările. Asta era ceva care mă pătrundea. Nu înțelegeam nici mesajul cântărilor, dar îmi plăcea melodia. Nu la toți lucrează la fel Dumnezeu, dar ținta este una. Să ajungem să se vadă chipul Domnului Hristos în noi. Amin. Și spune Sfântul Apostol Pavel către Galateni, copilașii mei, pentru care simt din nou durerile nașterii, până va lua Hristos chip în voi. Asta e ținta lui Dumnezeu, să se vadă chipul Fiului Său și prin Fiul Său să se vadă chipul Lui în noi. Asta e nașterea din nou. Eu citesc, propriu-zis, nu mai citesc, că știu pe de rost, un verset din Galateni chiar, capitolul 2, versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu,
ci Hristos trăiește în mine. Și viața care rămâne, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu de mult a fost la noi un credincios ortodox, mai ortodox, și la ieșire i-am spus versetul acesta. Nu chiar tot, dar când se iasă pe ușă, zic să vă spun un verset pe care îl citesc zilnic. Și spun, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și am continuat, oare Domnul Hristos o fi iudeu, o fi grec, o fi român, o fi neamț? Ăla parcă a fost pironit. A, zice, asta este o mistică adâncă. Zic, este adevărul. Cine nu mai trăiește el, cu viața pe care a avut-o înainte, s-a dus. Și Domnul Hristos a devenit viața lui, pe el este ridicat de pe pământ. Și cum zice la Efeseni, voi ați fost morți, ați înviat și ați fost așezați în locurile cerești în Hristos Iisus. Locurile cerești nu nici România, nici Austria, nici America, sunt locuri cerești. Fraților, v-am spus această introducere care poate fi de folos la toți. Cum eu recit în fiecare zi de mai multe ori versetul acesta, nu numai odată. De ce? Că una din slăbiciunile omului este că uită. Uită repede și mai ales uită binele. Nu uită răul. Ăla îl ține minte. Dacă i-a făcut cineva, i-a spus o vorbă, s-a produs o pagubă, nu-l uită. Ei, așa suntem noi oamenii în lumea aceasta. Dar cei care locuiesc în locurile cerești nu mai sunt așa, cei care, în care s-a petrecut nașterea din nou. Eu am mers prima dată la o adunare unde se vestea cuvântul Domnului când eram de vârstă de, când aveam vârsta de 16 ani. Nu, când aveam vârsta de 13 ani, nu de 16 ani. Că la 16 ani m-am întors. Eram plecat de acasă pentru că tatăl meu a murit când eram de 3 ani și jumătate. Mama s-a recăsătorit și a avut cu cei din tâi, cu tatăl din tâi, 3 copii. Una a murit, o fetiță, și am mai rămas 2. Și total a avut mama 15 copii. Deci, pe mine m-au dat de acasă după ce am terminat școala din sat, m-a dat la un frate al ei, care era în armată și avea un grad mai mare, m-a dat ca să continui școala la unitatea militară în care era în Ardeal, în orașul Sfântul Gheorghe. Era o unitate de școală, un centru de instrucție. Acolo se încercau toate armele cu care era în armată, armata română. Ei bine, nu se putea face școala decât dacă intram la muzică, copil de trup. Și când am auzit eu prima dată, trecând pe acolo pe unde era sala la un etaj, atât de mult mi-a plăcut sunetele acelea care, deși ei făceau exerciții numai aia, și m-am nimerit bine. Dumnezeu a lucrat în viața mea pe toate planurile. Am avut nevoie de suferință, mi-au dat-o. Am avut nevoie de lumină, mi-a dat-o.
Și când am primit primul concediu din armată, eram de 12 ani jumate, 13 ani și ceva, și poate că jumătate, când am ajuns acasă, mama îmi spune: știi că la noi în sat e ceva nou? Nu știu. Deci e o adunare unde se cântă frumos, unde se citește din Scriptură. Eu știam că Scriptura e o singură carte în lumea asta, care nu-i îngăduit oricărui om să ajungă să vadă cartea asta. Așa mi-închipuiam, ca un copil. Vrei să vii la adunare? Mă întreabă mama. Da, vreau, cum să nu? Și m-a dus la adunare. Acolo erau frați simpli, țărani, unii mai bătrâni, alții mai tineri, dar era tineret, erau tineri, băieți, fete, și cântau. Când i-am auzit cântând așa de frumos, am învățat repede două cântări: Păstorul cel bun și La miezul nopții va veni. Vă spun aceste amănunte ca să trec peste ele și să ajung la moment, să dau răspuns la întrebarea fratelui. De câte ori veneam acasă, mergeam la adunare, cât stăm, 10 zile, 20, mergeam regulat la adunare. Dar nu m-am hotărât. Până la vârsta de 16 ani, și era în anul 1938, eu am intrat în armată la sfârșitul anului 1934, când aveam 12 ani jumate. În 35 aveam 13 ani, atunci am intrat la adunare, adică am văzut adunarea. Dar frații mai bătrâni de acolo zice: nu vrei să te scrii? Era o adunare a oastei Domnului. Zice: nu vrei să te înscrii în oastea Domnului ca să trăiești o viață nouă? Eu am zis că nu eram împotrivă, dar n-am dat un răspuns de la început. Însă în anul 1938, și era luna februarie, chiar luna în care m-am născut fizic, bătrânul, era un frate mai bătrân și mai dezghețat, așa mai cunoscător, Moș Ghiță Hanganu îl chema. Și zice: nu vrei să te înscrii în oastea Domnului? Ba, vreau. Atunci a venit cu un registru și în fața la mai mulți martori, zice, mi-a trecut numele în registru, mi-a trecut data și m-a pus să semnez. Zice: de azi încolo nu mai poți să trăiești cum ai trăit până acum. Eu am luat în serios lucrul acesta și m-am rugat, am făcut ce trebuia să fac, legământul pe care trebuia să-l depun și prin scris și în fața martorilor. Dar Dumnezeu, care nu disprețuiește începuturile slabe, dacă începutul s-a făcut, nu m-a lăsat. Era începutul, nu se cunoștea mai nimic. Dar dacă viața a luat ființă acolo, adică viața cea nouă, Dumnezeu m-a crescut. Am înțeles că eu trebuie să mă rog. Am înțeles că eu trebuie să citesc Scriptura. Dar nu aveam Scriptură. Acum știam ce e Scriptura, că vedeam pe frați care citeau din Scriptură. Dar eu nu aveam Scriptura. Părinții mei erau săraci, atâția copii, nu aveau pământ prea mult, nu puteau să îmi dea. Îmi dădea și mie câțiva lei când plecam de acasă, dar aia nu ajungeau, că o Biblie pe vremea aceea costa 100 de lei. Dar 100 de lei erau bani. Și ce să fac? Mi-a venit o idee.
După ce m-am întors la unitate, nouă la copii de trup, eram 15 în toată unitatea, la muzică acolo, ne dădea în plus de porția fiecărui soldat, ne dădea un sfert de pâine și un sfert de litru de lapte. Și m-am gândit să vând eu rația mea de lapte și de pâine cu 2 lei laptele, cu 1 leu pâinea. L-am găsit repede client și am început să vând. Era iarna și mi-am făcut o cutiuță ca să pun bani acolo. Și eu eram observat de colegii mei. După ce am pus o câteva luni, se făcea grea cutia de bani, bani. Cineva mi-a prădat cutia, dar n-a luat toți banii, a mai lăsat un rest ca să mai poată lua. Și am desfăcut-o când am văzut că e ușoară, mai ușoară. Și îmi luase din ea vreo 30-40 de lei. Mai rămăsese doar câțiva lei. M-am pus iar pe post și am postit iarăși față de lapte, adică. Și în fine, am ajuns după vreo aproape jumătate de an la 100 de lei. Și a fost o ocazie, cineva s-a dus la București și l-am rugat, i-am dat banii, l-am rugat să-mi cumpere o Biblie de la Societatea de Biblii Britanice. Era în București o societate din asta. Și în fine mi-a adus Biblia. Era în ziua de 28 august 1938. A fost o zi de mare bucurie. Când am primit eu Biblia, o am și acum, a trecut prin toate perchezițiile, că iar am avut-o ascunsă, că eu am citit-o și tot citind-o am legat-o, de două ori am legat-o, că s-a rupt. Și iar am legat-o, am dat-o la unitatea militară, avea o tipografie și o legătorie și mi-au legat-o. I-am dat ceva tot așa la cel care lega pâine și ceva și mi-a legat. Dar fiindcă era întăia mereu de la margină, a ajuns că aproape și din litere mi-au tăiat. Și n-am mai putut-o da. Și acum o am ca o dovadă de atunci. Și am și scris pe ea 28 august. A fost cea mai mare bucurie după ce m-am întors la Domnul că am ajuns la Biblie cu prețul acesta pe care am spus. Fraților, eu am simțit că dacă am spus un cuvânt Domnului, să mă țin de el. Dar nu era de fapt un merit al meu, ci harul lui Dumnezeu mereu mă împrospăta și mă împrospăta și prin Duhul Sfânt îmi făcea creșterea. Mă rugam, cum știam eu să mă rog, dar nu lăsam nicio zi să nu mă rog, sau mai ales seara. Și așa am ajuns să înțeleg multe lucruri din Biblie și am văzut că nu se mai potrivește de fapt învățătura Bisericii Ortodoxe cu ce scrie în Biblie. Am văzut și despre botez, dar asta n-am făcut-o decât târziu. Și s-au răsculat mulți dintre frați. Dar am zis, orice o fi, eu vreau să ascult de Dumnezeu, vreau să ascult de cuvântul Său. Și azi dimineață eu primesc un cuvânt mereu de la Domnul. Am primit un cuvânt din Ezechiel, capitolul 28. Acolo e un lucru foarte interesant, dar începe așa.
cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Și m-am gândit așa, nu există viață adevărată creștină dacă nu-ți vorbește zilnic Dumnezeu, într-un fel sau altul. Chiar așa și scrie în cartea lui Iov. Și vă spun lucrul acesta, unele sunt amănunte, dar peste multe trec. Poate că este folositor pentru vreo ureche sau pentru vreo inimă de aici. Fraților, cine vrea să fie creștin, nu poate decât să asculte ce-i vorbește Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, lui Ezechiel, dar și mie, dacă eu sunt fiu al lui Dumnezeu, care părinte nu vorbește cu fiul lui, cu copiii lui? Un părinte fizic, pământesc. Dar Dumnezeu, care are atâția copii, să nu le vorbească? Da, Dumnezeu vorbește. Numai să vadă ce a spus Domnul Iisus Hristos. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu, vor auzi pe Dumnezeu, în fine, vor simți lucrarea Duhului Sfânt în ei. Și continui mai departe, de ce oamenii nu vor ca să se întoarcă la Dumnezeu, adică că oamenii sunt mândri. Vorbea despre Tir, care tu ziceai în inima ta că ești ca un Dumnezeu, că ești așa și așa și așa. Oamenii nu se pot întoarce pentru că ei sunt piedica. Ei se consideră că știu tot, că pot tot și că pot să se descurce. Chiar și pe teren religios. Așa că asta a fost întoarcerea mea la Dumnezeu, asta a fost întâlnirea mea cu cuvântul lui Dumnezeu și fizic și spiritual. Și așa am trecut prin viață, am avut foarte multe încercări, am intrat, adică, în noua perioadă a țării, perioada comunismului, și eu am înaintat și cele ale muzicii, am început să lucrez la primată la revista Oastei Domnului, dar erau oameni credincioși acolo care trăiau cuvântul lui Dumnezeu și scriau frumos și adevărat. Deci, fraților, repet, unde se începe Dumnezeu lucrarea, nu o lasă la jumătate. Acela care a început în voi această bună lucrare, spune Sfântul Apostol Pavel, o va duce la bun sfârșit până în ziua arătării lui Iisus Hristos. Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Am înțeles multe lucruri. Am înțeles că cei mântuiți alcătuiesc trupul Domnului Hristos. Și trupul Domnului Hristos este unul. Și mădularele nu se luptă unele împotriva altora. Bine, asta e o problemă care nu o discut în momentul acesta. Dar vreau să spun, cuvântul Domnului ne vorbește. Vrem să ne vorbească. Și dacă ne vorbește, El nu vorbește unor urechi surde, ci vorbește unor urechi deschise, așa cum citim. Și cum și Domnul Iisus a spus, cine are urechi de auzit, să audă. Domnul Iisus a spus ucenicilor și la poporul care era în jurul lui, adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit
când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. Toți. Și cei ce îl vor asculta vor învia. E o deosebire între a auzi și a asculta. De aceea mulți aud, dar rămân mai departe tot cum a fost. Dar cei ce îl ascultă primește cuvântul care l-a spus Domnul Iisus, acela înviază, înviază din moartea păcatului. Acela ajunge la nașterea din nou, că e același lucru. Ori înviere din moartea păcatului, ori naștere din nou, e același lucru. E o trecere dintr-o împărăție în altă împărăție. Așa cum este scris la Coloseni. Deci, fraților, prin harul lui Dumnezeu am ajuns să primesc cuvântul, prin harul lui am primit creșterea spirituală, prin harul lui am mărturisit, prin harul lui am ajuns să sufăr foarte mult din partea regimului comunist, că mi s-a cerut să scriu, să compun și pentru partid. Și eu n-am primit lucrul acesta. Atunci eu am înaintat o demisie, nu mi-a primit-o, pentru că nu împlinisem ani, că era vorba de niște ani care trebuie să stai la stat după ce ai dat examen, după ce ai trecut prin școală și te-a educat și te-a ridicat, acum statul trebuia să câștige. Și n-am primit. Însă Domnul a procedat într-un fel la care nu m-am așteptat. Într-o tabără militară mi s-a rupt mâna. Uite cum se vede și acum aici. Am un aparat pe mână, e ruptă de la mai sus de cot. Osul nu este legat nici acum, dar aparatul ăsta mi-l ține. Și fără el nu pot să stau. Ei, și dacă mi s-a rupt mâna și după 4 operații, după un an de zile de stat în spitalul militar, nu s-a vindecat, numai regulamentul așa era, că dacă un an de zile nu se vindică, te scoate la pensie. Și m-a scos la pensie de boală. Am avut puțin, vreo 300 de lei. Era atunci, în 54. Dar Domnul s-a îngrijit. Am rămas cu mâna așa, am continuat mai departe să lucrez până în data, până în anul 1959, când am fost arestat și condamnat pentru o activitate religioasă prin cântări. Și m-au încadrat în articolul 209 din Codul Penal, de la 3 la 25 de ani. Mi-au dat 12 ani, muncă silnică, confiscarea totală a averii și 10 ani de degradare civică. Așa că binecuvintez harul pe care l-a revărsat Domnul peste mine, căci vouă v-a fost dat harul nu numai să credeți, ci să și pătimiți pentru numele Lui. Am pătimit pentru numele Domnului Iisus. Nu mi-au găsit nici măcar că am zis vreo vorbă despre cineva. La tribunalul militar, când m-au judecat și erau mai mulți frați, între care era și Traian Dors, a spus așa: ai făcut propagandă religioasă prin cântări, ai compus psalmi și cântări religioase și ai făcut propagandă prin ele împotriva ideologiei de astăzi din țara de la noi, ideologia comunistă și ateistă. Sunteți o agentură a anglo-americanilor și așa mai departe. Nu suntem împotriva artei, spunea judecătorul major, dar ce ați făcut voi cu arta, v-ați pus în slujba unei puteri vrășmașe, adică am făcut propagandă religioasă. Și așa am primit condamnarea de 12 ani muncă silnică. Cam atât am spus pe scurt întoarcerea mea la Dumnezeu
și suferința pentru numele Lui. Dar când m-au luat de acasă, mi-au făcut percheziții, mi-au luat tot ce au găsit, notă muzicală și tipărit și netipărit, și tot ce au găsit, cărți care li s-au părut lor, o valiză plină și o servetă mare plină. Și m-au condamnat cu confiscarea averii, mi-a luat tot din casă, numai patul l-au lăsat, peste 600 de volume de cărți. Și am avut un harmoniu, dulap, n-au lăsat în casă decât patul ca să doarmă familia, nevasta și fata. Eram de 37 de ani când am fost arestat și am stat, n-am stat 12 ani, dar am stat 5, că la un moment dat a venit un decret pentru toți cei care erau închiși ca să fie primite România în Organizația Națiunilor Unite în 64. Deci cam asta a fost viața. Dar după ce ne-au dat drumul, securitatea mereu făcea percheziții, mereu venea. Eu am spus la nevastă mea, când m-au eliberat după ce am venit acasă, am nevoie de 3 lucruri, că poate că o să fiu arestat din nou. O pereche de bocanci, un pulover mai gros și niște indispensabili mai groși. Și am făcut un pachet și l-am pus în colț, în dulap, că nevastă mea a răscumpărat ceva din cei ce mi-au confiscat, că au fost vândute la licitație. Au răscumpărat dulapul și armonii și masa. Au ajutat-o un frate de-al meu, vitric, dar au ajutat-o și niște frați din Sibiu. Deci, când au venit securitatea să-mi facă percheziții, că nu după mult timp au venit să-mi facă percheziții, au dat peste pachetul ăsta și a zis, ce-i cu pachetul ăsta aici? M-am pregătit de o nouă închisoare. Ia-ți bocance la purtare. Nu mi-au. După vreo câteva luni, iar au venit. Iar au dat de pachet. Nu se lua bocance la purtare. Nu mi-am luat, că dumneavoastră veniți mereu, faceți percheziții și nu știu când mă luați, cum m-ați luat și data trecută și mă duceți din nou. Dar când m-au luat prima dată, m-au dus la securitate în Sibiu și comandantul securității a chemat toți ofițerii într-un birou și pe mine m-a pus la mijloc ca să mă judece ei, așa între ei. Și zice comandantul, n-ai vrut să ne ajuți, adică n-am vrut să scriu pentru partid. Acum aici o să-ți rămână oasele. Nu vei găsi la noi nici milă, nici îndurare, nici înțelegere. Luați-o și duceți-l la celulă. Cu asta mi-au spus și s-au despărțit de mine și m-au dus la celulă. Fraților, nu îmi pare rău, mă bucur, pentru că când m-au dus la celulă, primul lucru pe care l-am făcut era o celulă întunecoasă, eram singur în celulă. Am stat în colț, într-un colț în celulă acolo și am început să plâng de bucurie. Doamne Iisuse, mulțumesc că mi-ai făcut parte ca să merg exact pe urmele tale și să sufăr pentru numele Tău. Tu știi că n-am făcut nimic, nu m-am amestecat nici în treburile oamenilor și asta a fost prima rugăciune când am intrat în celulă. Cam atâta am spus. Dacă mai e ceva, o întrebare, Domnul să ajute ca cele mărturisite să găsească o înțelegere, un loc, o primire, ca o mărturie scurtă din viața mea, cea nouă de legătură cu Domnul Iisus Hristos. Amin. Familia Pintilie împreună cu familia de la Ploiești și cu
Am înțeles alți câțiva frați și surori de aici, din Viena sau poate chiar și din țară, vor mai lăuda pe Domnul. Și în timpul acesta, fratele Nicolae va face o pauză și după ce se încheie cântarea, îl rugăm să ne cânte și o cântare. Cântarea Domnul meu aprinde-mă mereu și probabil că după ea cântarea O vino, vino, Iisuse dulce, te cheamă astăzi iubirea mea. Două cântări despre revenirea Domnului Iisus Hristos după ce trecem prin această vale a plângerii, ne așteaptă gloria finală, gloria eternă a împărăției lui Dumnezeu și creștinul nu este omul care se împiedică sau se încurcă cu lucrurile lumii acesteia. Creștinul e omul care călătorește, aleargă, el vede departe patria cerească și îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos să revină, pentru că marea binecuvântare a intrării noastre în răsplătire este întâlnirea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Acela este momentul, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, a spus el însuși. Domnul să mergi.
El e lumină, iubire și cântec și har. Aș vrea să cântăm împreună ultima strofă. Cu Domnul izbânda e deplină, iar pacea e fără hotar. Când mergem cu El e lumină, iubire și cântec și har. Cu Domnul izbânda e deplină, chiar de mi-aș vedea stinsă lampa mea, eu pe tine într-una te voi lăuda, te voi lăuda, te voi lăuda. Dumnezeul laudei mele, te laud, te laud. Dumnezeul dragostei mele, te laud, te laud.
am cântat mai multe cântări scrise de și compuse de fratele Neguliță, cântări care s-au născut în ani de suferință, în ani grei, cântări care au fost pentru frățietate îndemnuri sfinte și încurajare și mângâiere și îmbărbătare. Atunci și astăzi la fel. Chiar dacă anumite fațete s-au schimbat, Duhul viacului rămâne același și credința cere și astăzi același preț. Fie ca niciodată să nu uităm acest lucru și până la venirea Domnului Iisus Hristos să luptăm, să luptăm și să biruim. Doar cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe și se va da pe să șadă pe scaunul de domnie, după cum spunea Mântuitorul, și el a biruit și a așezut cu Tatăl pe scaunul de domnie. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Fraților, vreau să cânt împreună cu soția mea o cântare. Vă citesc întâi și apoi cântăm, iar dacă se mai poate să mai cânt una, să vedem cum ziceți. Cântarea se intitulează Ce multe ploi trăite. Ce multe ploi trăite. Ce adânci înseninări mi-au modelat ființa pe sfintele cărări. Căci fără ploi și vânturi stârnite în viața mea, n-aș fi păstrat credința și n-ar fi roade în ea. Înseninări plăcute, cu soare blând și plin, le pot gusta frumusețea când nori se duc și vin. Și norii, și furtuna, și ploile când bat, sunt toate aducătoare de rod tot mai bogat. Fiți binecuvântate, voi ploi din negri nori, voi mi-ați umplut ființa cu veșnice comori. Voi mi-ați adus lumina și harul de nespus. Fiți binecuvântate, voi ploi de la Iisus. Ia pe. Ce adânci înseninări mi-au modelat ființa, pe sfintele cărări. Ce fără ploi și vânturi stârnite-n viața mea, n-aș fi păstrat credința și n-ar fi roade-n ea. N-aș fi păstrat credința și n-ar fi roade-n ea. Înseninări plăcute, cu soare blând și plin, le pot gusta
te-aducătoare, de rod tot mai bogat. Sunt toate aducătoare, de rod tot mai bogat. Îți vine cu vântare, voi ploi de la mâna și împreună.
Slăvit să fie Domnul! Dacă suntem ridicați pe picioare, cred că este un cadru bun și potrivit să mai facem înaintea Domnului o rugăciune și alături de patru cauze care le voi citi, să punem și familia Moldoveanu înaintea Domnului. Atât pe fratele Nicolae, cât și soția dânsului, înaintați în vârstă, Domnul să-i păstreze până la sfârșit pentru el, sănătoși și în binecuvântarea Domnului. Apoi tot grupul care însoțesc pe cei doi frați în vârstă, frați din Deva, Ploiești, Cluj și chiar alții din Sibiu, Domnul pe toți să-i păzească și să-i ocrotească. Și pe oriunde vor merge să poată împrăștia mireasma cunoștinței lui Hristos. Alături de aceste cauze, deci, sora Alina ne mai roagă să punem înaintea Domnului pe părinții dânsei, ca Domnul să se descopere în viața lor și pe ea să o ajute să fie lumină. Apoi, pentru un tânăr austriac cu numele Peter, să-l punem înaintea Domnului, atât pe el ca Domnul să-i se descopere, cât pe tatăl dânsului, care miercuri va fi operat la cap pentru o tumoare la creier. Domnul poate să vindece, spune acest tânăr. El crede lucrul acesta și Domnul să lucreze după îndurarea lui. Apoi, din partea familiei Gagea, să ne rugăm pentru familia Tănase și în mod special pentru fiica Adina, în primul rând să-l cunoască pe Domnul, iar apoi el să-i dea vindecarea și eliberarea. Este cuprinsă de o stare de frică permanentă pentru ziua de mâine. Iar dacă Domnul nu intervine, sigur, toate lucrurile se complică. Dar să credem că-și Domnul îndepartă starea de frică și să-i se descopere slava lui Dumnezeu. Apoi să ne unim toată adunarea, întrucât aici în Austria, de mâine, începând în următoarele zile, copiii vor începe școala. Domnul să-i binecuvinteze pe toți copiii și să le dea o minte ageră, să fie cu minți și în felul acesta Evanghelia Domnului să fie înălțată cât mai sus. Cu toți în comun, chemăm numele Domnului peste aceste cauze. Tu care cunoști... Biserica se ocupe din nou locurile. Voi face acum anunțurile pe scurt, pentru că în mod sigur vom depăși timpul hotărât pentru lucrarea din seara aceasta și poate unii se vor grăbi. De aceea, 2-3 minute, vă rog să fiți atenți la acestea. Dorința aprinsă să spre ceruri, să zbori, în urmă să lași al pământului glob, ce încearcă perfid să te înlănțuie rob. O, nu vrei albastrul măreț infinit să ți-l cucerești, să plutești fericit? O, nu ai voin spre soare să zbori, în sus, tot mai sus, mai departe de nori. Și în timp ce tu zbori spre o țară de vis, să vezi cum pământul dispare în abis, să-l vezi cum se afundă de vertiginos, cum bezna l-atrage în jos, tot mai jos, cum globul uriaș se tot face mai mic, o minge, un punct, și în urmă, nimic. O, zboară, o, zboară spre cerul vrăjit, privește cât de minunat e gătit, cu lună și stele și soare măreț. Posedă pământul ceva mai de preț? Ridică-te, dragule, sus, tot mai sus, spre țara eternă, te lasă condus. Din treaptă în treaptă, înspre infinit, te avântă. Și atunci, când te-a învăluit lumina unică, izvorul ei sfânt, tu uită luminile de pe pământ. Te smulge din clisa cea fără de ieșire, te îmbată de spate.
spațiu de nemărginire, desprinde-te liber și descătușat, te înalță, te înalță mereu, necurmat. Și uită pământul cu tot ce-i meschin, minciuni, lașități, egoismul hain, căci tot ce-i curat și frumos și măreț și face ca viața să aibă vreun preț și schimbă urâtul, făcându-l frumos, și un strigăt strident într-un sunet duios și oprește un braț care ar vrea să lovească și-l face în dulci mângâieri să sfârșească. Iar vorbele rele ce vrei să rostești le poate schimba în cântări îngerești. Zadarnic încerci pe pământ afla, căci dacă pe toate le înmănunchea, un nume divin vei afla negreșit, un nume de oameni într-una dorit. Cunoști acest nume ce zguduie firea? Ascultă ce dulce-i, se cheamă iubirea. De vrei să o cunoști, te înalță spre cer. Doar cerul deține întregul mister, doar cerul e leagănul ei, dragul meu. Iubirea e însuși sus, Dumnezeu. Deci, smulge credințe aripile ei și întinde-le bine să zbori, dacă vrei. Te înalță pe aripi de vis tot mai sus. Acolo, pe nori, te așteaptă Iisus. Acolo găsi vei pe Tatăl Ceresc, cetatea de aur și un cor îngeresc. Și frații ce pentru credință au murit și o viață eternă de nebiruit. Prietene, spune-mi, nu simți uneori un dor nesfârșit către ceruri să zbori? Amin. Unul din versetele care de dimineață au făcut obiectul mărturiei fratelui Niculiță Moldoveanu a fost și acesta, că Apostolul Pavel a afirmat că Domnul va da cununa tuturor celor ce vor fi iubit venirea Domnului Iisus Hristos. Fratele Niculiță are un impresionant de mare număr de cântări dedicat acestei nădejdi a tuturor celor credincioși venirea Domnului Iisus. Din numărul foarte mare al acestor cântări, și vreau să specific acum că începând de la 16 ani, din momentul când s-a predat Domnului, fratele Niculiță poate va mărturisi în cuvintele următoare, a început să compună cântări spre slava Domnului și de la 16 ani până la 80 de ani împliniți anul acesta, a scris prin inspirația Duhului Sfânt aproape 7000 de cântări. Din aceste cântări atât de multe, e imposibil să alegem pe cele mai semnificative, dar cred că una dintre aceste foarte frumoase cântări este cea pe care o vom cânta. Ca fulgerul pe nori, la noi cobori, în zorii albei sărbători. Așa ne-ai spus, iubit Iisus, atunci când viața ți-ai adus. Și fericiți și în pace învăluiți și în har mai întăriți, noi te așteptăm smeriți, ne inima de dor îmbăbăiat cuptor. O, vin, strigăm stăruitor, dorit mântuitor. Amin. Thank you.
norii albei sărbători. Așa ne-ai spus, iubit Iisus, atunci când viața ți-am adus. Și fericit și-n pace-l văluit, și-n har mai întărit, noi te așteptăm smerit. Mie inima de dor, în văpăiat cuptor, o vin strigăm stăluitor, dorit mântuitor. Mie inima de dor, în văpăiat cuptor, o vin strigăm stăluitor, dorit mântuitor. Ca nese Catalin, coboitulin, în sufletul zdrobit de chin, și-l liniștești, și-l întărești, și-adâncă pace-i dăruiești. Îi dai avânt prin viul tău cuvânt, ca să nu cadă-n frânt pe drumul vieții sfânt. Și mai înflăcărat în har înveșmântat, prin traiul lui tot mai curat, să fii tu înălțat. Și mai înflăcărat în har înveșmântat, prin traiul lui tot mai curat, să fii tu înălțat. Ca seara peste voi, tu l-ai tăi, cobori pe-n miresma de căi. Și tot ce-ai spus, când tu te-ai dus, ne dai mai mult și mai presus. Iarib de nori, mai sus, mai sus de nori, pe lângă mii de sori, noi trecem călători. Și acolo-n țara ta, o țară-ți vom cânta, și-n veci vom binecuvânta, Iisus, iubirea ta. Și acolo-n țara ta, o țară-ți vom cânta, și-n veci vom binecuvânta, Iisus, iubirea ta. Amin. În primul rând să vă aduc salutul fraților din biserica în care suntem și noi membri, parte a Bisericii Domnului Iisus Hristos. Salut care se găsește scris în 1 Corinteni, capitolul 15 cu 58. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Asta facem noi acolo, asta trebuie să faceți dumneavoastră aici, pretutindeni acolo pe unde suntem împrăștiați, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, trebuie să ne silim câtă vreme se zice astăzi, să facem voia lui Dumnezeu și în cadrul acestei voi să împlinim lucrările celui ce ne-a trimis. În Cluj am cumpărat o casă, era bar, era loc de distracție înainte,
Astăzi oamenii se adună să slăvească și se aud de acolo cântări de laudă spre slava lui Dumnezeu. Și sunt acum, la ora actuală, am întocmit, deja și eu am participat la întocmirea formalităților pentru deschiderea celei de-a 13-a biserici penticostale. Penticostali, baptiști, suntem până când va veni Domnul Iisus. Poate că n-ar trebui, dar dacă ne-am născut în conjunctura aceasta, nu vrem să ne oprim în spatele acestor înscrisuri, în fața acestor elemente specifice confesionale, vrem să simțim că suntem frați și surori și să folosim toate posibilitățile pentru a răspândi Evanghelia, pentru a-L arăta oamenilor pe Hristos și pentru a face să se împlinească, pentru a ne împlini fiecare marea însărcinare, marea trimitere, aceea de a vesti Evanghelia și de a îi ajuta pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu și să se întoarcă la Dumnezeu acum, în aceste vremuri pe care le trăim. Am să citesc doar un singur verset găsit în finalul cărții, în finalul epistolei a doua a Sfântului Apostol Petru, capitolul 3, versetul 18, citesc și versetul 17. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin. Îmi permit să fiu scurt și dacă prima noastră vizită o să vă cadă bine, o să ne spuneți și o să mai venim pe la dumneavoastră. Eu, în numele fraților din biserică, vă invit cu dragoste și ne bucurăm de toți musafirii care au pe inimă un mesaj sfânt și o mărturie frumoasă. Suntem întotdeauna deschiși și ne bucurăm de toți cei care vin cu dragă inimă, gustând împreună minunea acestei sfinte înlănțuiri în dragostea Domnului Iisus Hristos. Avem acum, în aceste vremuri târzii, ca de altfel de-a lungul întregii istorii a Bisericii, două tendințe. Una, să ne lăsăm atrași din nou în jugul robiei, în lanțul fără de legii, sau a doua, constructivă, duhovnicească, plăcută lui Dumnezeu, aceea de a crește în harul Domnului nostru Iisus Hristos. Cum adică să creștem în acest har? Asta presupune, așa cum tot el, Sfântul Apostol Petru, spunea în întâia lui epistolă, capitolul 4, versetul 10, că noi am fost făcuți ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Harul acesta felurit, divers, pe care noi suntem chemați să-l gustăm, să-l experimentăm și în care suntem chemați să creștem până când Domnul Iisus Hristos va reveni. Primul har cu care se întâlnește omul păcătos, omul murdar, omul vinovat, omul stricat, care se întoarce din hățișul și mizeria acestei lumi, harul mântuirii, harul iertării. Unul dintre frații cu care fratele Niculiță a colaborat, fratele Ioanid, spunea, cred dacă nu greșesc, o clipă sfântă a iertării, ce binecuvântat ai fost! Era o zi scăldată în soare, când mii de raze salvatoare dădeau vieții mele rost. Harul acestei mântuiri, prima îmbrățișare a dragostei lui Dumnezeu pentru un păcătos pierdut, pentru un păcătos care se simte vinovat, dar care în acel moment crucial se recunoaște, își cere iertare și hotărăște să rupă cu trecutul. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, harul mântuirii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos, glorie Lui. Harul acesta îmi permit să te întreb, poate ești pentru prima, pentru a doua oară, nu știu, aici în locul acesta, ai gustat, ai experimentat acest har? Dacă nu, te îndemn, te chem și îți spun în numele
Evangheliei, în numele lui Hristos. El te așteaptă cu harul lui, cu harul jertfei sale, cu harul mântuirii. Această mântuire despre care preotul Zaharia spunea că stă sau constă în iertarea păcatelor. Să ai păcatele iertate, să fii spălat, să fii curățit în sângele sfânt al Domnului Iisus Hristos. E prima treaptă. Mai departe însă, Dumnezeu ne cheamă pe o altă treaptă. Doar câteva detalii generale, doar câteva elemente definitorii ale acestui har felurit al lui Dumnezeu. Harul slujirii. Am fost mântuiți prin har. Este marea binecuvântare, prima mare binecuvântare, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar nu ne oprim aici. Ne așteaptă mai departe un al doilea har, harul slujirii lui Hristos. Dacă suntem ceva, și îmi permit să-l citesc pe marele apostol Pavel și să citesc din prima lui epistolă, tot de aici, din capitolul 15 din 1 Corinteni, el spunea ca o mărturisire, ca o confesiune a umblării sale, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Harul slujirii. Am fost mântuiți prin har, nu prin fapte, dar spune Pavel acolo în Efeseni 2, noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Avem harul să slujim. Dumnezeu nu locuiește în temple zidite și nu este slujit de mâini omenești ca și cum ar avea trebuință de ceva, spunea Pavel în Fapte, capitolul 17. El n-are nevoie de nimic, El care dă tuturor viața, mișcarea și toate lucrurile. Dacă El ne cheamă să slujim, este un har pe care ne-l dă. Și harul acesta e rezervat fiecăruia dintre noi, tineri sau vârstnici. Nu trebuie să fim egoiști, doar să profităm. Metabolismul normal al trupului presupune să asimileze și să dăruiască mai departe. Și un organism normal trăiește, el se bucură de ceea ce primește, prelucrează și dă mai departe, oferă. Este această viață normală a oricărui organism viu, inclusiv a trupului lui Hristos. Doamne, ajută-ne să slujim acum în acest veac rău și stricat, să ținem sus cuvântul vieții, să depunem cele mai puternice și frumoase și convingătoare mărturii pentru ca oamenii să-L primească pe Domnul Iisus Hristos, să se întoarcă la El, să lase calea lumii și să pornească pe această cale nouă și vie care sfârșește în împărăția Lui. Dar, continua Sfântul Apostol Pavel în acel verset pe care fratele Niculiță l-a amintit deja în epistola către Filipeni, Filipeni, capitolul 1, versetele 29 și 30, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El și să și duceți cum și faceți aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine, harul suferinței, harul pătimirii pentru Hristos. Fratele Niculiță nu ne-a mărturisit. Din modestie a trecut peste un mare moment al vieții sale. În ziua de 3 februarie 1960, dumnealui împlinea vârsta de 38 de ani și era în celulă la Gherla, în închisoare la Gherla, într-o celulă rece și înfrigurat. N-avea pe atunci cumpărați bocancii și plovărul și pantalonii mai groși. A fost o mare problemă a primei a detenției sale, frigul, și acolo, în dimineața de 3 februarie 1960, a primit în celulă sentința. A fost chemat, dus în biroul penitenciarului și li s-a comunicat sentința. Așa cum ați auzit, 12 ani muncă silnică, închisoare și încă 10 ani degradare civică cu confiscarea averii.
Ziua de 3 februarie este ziua de naștere a dumnealui. Împlinea vârsta de 38 de ani și Dumnezeu poate, zicem noi, cu siguranță, Dumnezeu rezervase în ziua aceea acest cadou. Ce ai zice ca de ziua ta să primești vestea unei îndelungate, aproape mai bine de 20 de ani de condamnare? Cum ți-ar cădea acest cadou? Și să știi că acest dar este un har din partea Domnului Iisus Hristos. Haideți să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne cerceteze în seara aceasta. Amin? Un cadou. Dânsul a primit acest cadou chiar de ziua dumnealui, vestea, cadoul acestei condamnări de 22 de ani, departe de familie, departe de fiica, aici Daniela, aici nepoțica, și departe de cei dragi, să primești acest har din partea lui Dumnezeu. Și poate vom avea harul să cântăm acea frumoasă cântare sub impresia acestui cadou pe care l-a primit. S-a născut acolo, în celula aceea din Gherla, o frumoasă, frumoasă cântare. Mie îmi place tare, tare mult și asta mi se pare că e semnificativă pentru noi. Folosesc sintagma fratelui Iosif Lazar. Cântarea: Doamne, mai înainte de a fi rău și bine, mai înainte de ale lumii temelii, ale mele zile toate au fost în Tine, cu ale lor dureri și sfinte bucurii. Tot ce ai rânduit Tu în viața mea să vină, după planul Tău cel sfânt e cântărit, ca să aducă în mine veșnica lumină, cum e în Tine veșnic Domnul meu slăvit. Sfântă și îndurată este a Ta lucrare, minte să o înțeleagă nu e pe pământ, căci din întuneric pururea răsare, soarele dreptății mai frumos și sfânt. Întărește-mi astăzi pacea și credința, să rămân statornic în durerea grea, că încercări și chinuri ce-mi străpung ființa, trec întâi prin Tine, prin ființa Ta. A fost cântarea pe care fratele Niculiță a compus-o în ziua de 3 februarie 1960, de ziua dumnealui, când a primit acest cadou, vestea aceasta, sentința condamnării pentru 22 de ani mai bine. Și vă invit să ne cercetăm în seara aceasta, să nu lăsăm să treacă pe lângă noi cuvântul acesta care de multe ori îl tratăm cu superficialitate. Apropo, cât ați dat pe prima Biblie pe care ați avut-o? Și unde vă este Biblia? Noi am instituit o disciplină în biserică, nimeni nu trebuie să vină la biserică fără Biblie. Noi citim, mai ales duminica dimineața, citim textul pe care l-am pregătit cu toții. Chiar dacă eu stau mai în față sau alți frați conduc serviciul de dimineață, toți de la tineri până în spatele bisericii citim o dată sau de două ori textul biblic pentru dimineața aceasta și învățăm să citim cuvântul lui Dumnezeu, învățăm să punem întrebări, învățăm să comentăm, să abordăm un cuvânt din Sfânta Scriptură și toată lumea trebuie să vină cu Biblia. Cine nu vine, primește de la administrator un Nou Testament sau o Biblie ca să fie, să aibă textul biblic, textul evanghelic în față. Este un har. Este un har pe care îl avem, că iată, avem Sfânta Scriptură și noi poate irosim acest. Și ăsta este un har din partea lui Dumnezeu. Și ca să nu-mi închei mesajul într-o manieră poate sumbră, deși Sfântul Apostol Pavel îi scria lui Timotei în 2 Timotei capitolul 3 că nu este nimeni care să vrea să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus și care să n-aibă parte de harul suferinței. Mă gândesc la mine, am avut parte doar de vreo 3 luni de anchetă la Bacău, eram atunci în România, și de vreo 3 mutări disciplinare. M-am mutat dumnealor, îmi amintesc și azi glasul secretarului de partid care m-a avertizat și mă sfătuia chipurile cu o dojană să îmi revizuiesc convingerile și să mă fac băiat de treabă. Ei au rămas departe. Îmi spunea el atunci cu grijă să mă gândesc la viitorul meu, la viitorul familiei și i-am spus și lui și celor care mă ascultau, Dumnezeu din cer s-a gândit dinainte și la viitorul meu și la viitorul familiei, slăvit să fie numele Lui, nu trebuiau să se îngrijească tovarășii de la partid. Și închei cu un gând. Sunt multe haruri. Pavel spunea, am primit de la Dumnezeu harul să fim vrednici de crezare. Dar închei cu un mare har.
despre care ne vorbea Sfântul Apostol Petru în prima lui epistolă, capitolul 1, spunea aici marele apostol Petru: fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la revenirea Domnului Iisus Hristos. Vine Domnul în curând, glorie Lui! Și El va veni ca să aducă mântuirea de plină, adică izbăvirea de plină pentru toți cei ce L-așteaptă, acel har minunat, să ne îmbrăcăm în glorie, să ne îmbrăcăm în viață, cei muritori în noi să fie înghițiți de viață și să strălucim și să ne bucurăm și să domnim în viață împreună cu Domnul Iisus Hristos. Dar pentru asta trebuie să fim treji, să vedem, să creștem în aceste haruri multe și felurite pe care El ne le rezervă fiecăruia în parte și pe care noi suntem chemați să le parcurgem, să le experimentăm. Domnul să vă binecuvinteze! Vreau să vă spun că mai aveți în seara aceasta, pe lângă harul că suntem noi împreună, afară este un stand de cărți scrise de fratele Niculiță Moldoveanu, cărți de cântări, așa cum vedeți că sunt pe aici prin față, sunt afară cântări frumoase de-a lungul atâtor ani, cântări inspirate din Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, sunt, câte sunt, 13 sau 14? 14 volume de cântări duhovnicești, cântările harului. Sunt cântări cu meditații, cu meditații la diferite cărți, aproape la toate cărțile Noului Testament sunt meditații verset cu verset. Sunt cântările psalmilor, psalmii armonizați, versificați și armonizați. Sunt cântări de cugetări despre rugăciune bunăoară, oxigen duhovnicesc, sau picuri din apa vieții, tot felul de cugetări frumoase, educative, și vă îndemn, investiți în carte, investiți și lăsați fiilor voștri, dragi părinți, o zestre duhovnicească, o zestre care să-i formeze și să-i pregătească pentru împărăția lui Dumnezeu. Sunt și casete și tot la fel cu cântări pe care pe unele le-ați auzit, pe altele aveți harul să le auziți, să le ascultați, să le învățați și să le cântați și dumneavoastră. Doamne, păstrează-ne în harul Tău și ajută-ne să fim buni spravnici a acestui har felurit, pentru ca atunci când va răsuna trâmbița lui Dumnezeu, noi să ieșim în întâmpinare. Dar până atunci ne spune și cuvântul lui Dumnezeu că și Duhul și Mireasa zic vino, și cine aude să zică vino, și celui ce este sete să vină să ia apa vieții fără plată. Vino, Doamne Iisuse, amin. Aș vrea să cântăm cu toții, permiteți-mi, este târziu, să cântăm cântarea O vino, vino, Iisuse dulce, te cheamă astăzi iubirea mea, tot mai străină, tot mai departe e lumea în care străbat prin ea. Doamne, ajută-ne să ne ridicăm ochii spre cer, să te așteptăm să revii cât mai curând. Domnul să fie slăvit. Amin. O vino, vino, Iisuse dulce, te cheamă astăzi iubirea mea. Nouă, cu nouă avânt,
veșnicor, cu toți acasă, în veșnicie, sunt toți în slavă. Amin. Slăvit să fie Domnul. Mă bucur că și fratele Niculiță dorește să cânte o cântare încă cu familia, deci îi dăm loc să cânte, după care felul în care dânsul va găsi cu cale să ne răspundă la provocarea care am făcut-o va fi bine primită pentru noi. Thank you.
Dacă-mi permiteți, mai cânt o cântare, chiar dacă nu o putem cânta cu toții, dar m-am gândit la ea și poate că face bine. Rădăcina vieții mele. Cât e rădăcina vieții mele? 264. Nu, este un verset din Coloseni, capitolul 2, versetul 7. Fiind înrădăcinați și zidiți în El, în Hristos. Fraților, dacă avem o cărămidă perfectă în curte, singură, ce se întâmplă? Ne împiedicăm de ea. E de vreun folos? Dar dacă avem o grămadă de cărămizi perfecte în curte, sunt de vreun folos? Nu, n-am înțeles. Sunt de vreun folos niște cărămizi perfecte, o grămadă. Când sunt ele folositoare? Când după mintea unui arhitect, după planul lui, sunt zidite într-o clădire. Fiind înrădăcinați și zidiți în El. Dar noi putem fi cărămizi perfecte, iertați, curățiți și lăsați. Ce ziceți? Asta ar fi gândul lui Dumnezeu? Gândul lui Dumnezeu este, după ce ne-a făcut cărămizi perfecte, pietre vii, să fim zidiți într-o singură clădire. Piatra din capul unghiului de temelie și din capul unghiului este Domnul Hristos. Nu zidiți noi singuri, ci zidiți pe această temelie. Amen. Fraților, pe lângă știința trupului lui Hristos, a casei lui Hristos, trebuie să avem conștiința. Știința fără conștiință nu valorează nimic. Adică, ceea ce vă spun este, de fapt, după Domnul Iisus Hristos, arătat în Noul Testament, este arătat trupul Lui. Cartea Noul Testament este cartea Bisericii. Este Constituția Bisericii. Ferice de cine înțelege și pune la inimă adevărul Noului Testament. Să nu ne placă numai anumite lucruri, ci toate din Noul Testament. De aceea este scris: cine n-are Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Și cine are Duhul lui Hristos? Cine este zidit în trupul Lui? Când a fost recensământul, a venit pe la noi, era o hârtie cu multe rubrici. Și era și una de ce religie ai. Și când m-a întrebat ce religie ai, eu am spus, sunt creștin. Ce e asta? Ce fel de creștin? Păi zic, sunt două feluri de creștini. Dar ce să scriu aici? Exact cum mărturisesc. În Biblie este scris numele de creștin. Deci scriu cu creionul. Nu, vă rog, scrieți cu pixul.
Ce-o fi scris, nu știu, dar ceea ce m-a impresionat și m-a șocat, propriu zis, că nu se mai știe numele de creștin. Se știe numele de creștin ortodox, creștin catolic și așa mai departe. 2000 de nume de acestea sunt pe ogorul creștinismului. Vă spun lucrul acesta cu toată credința, fraților, să avem Duhul Domnului Hristos și atunci vom înțelege și învățătura Lui, că învățătura Domnului Hristos o are și diavolul și o are perfectă, dar n-are Duhul lui Hristos. Domnul să ne ajute. Despre asta vreau să cânt aici. Acum, nu știu cu ce să încep, adică s-a spus că
să spun ceva despre cântările care le-am compus în închisoare. Eu, după ce am fost luat de acasă, probabil a fost un șoc că nu mai mi-aduceam aminte nici de cântările care le știam. Și asta a fost pentru mine o teamă. Doamne, ce o să fac eu în ani lungi pe care o să mi-i dea la condamnare? Pentru că nu se deau decât ani mulți dacă ei se te socoteau într-un anumit fel. Și așa am stat sub această teamă. Cam o lună jumătate. Și într-o dimineață, eram în celula 9 din Cluj, o celulă mică, de 2 pe 3, mai mică decât de 2 pe 3, 3 metri sub pământ. Și mă trezesc într-o dimineață cu o melodie. Adică noaptea, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, mi-a pus această melodie. Când m-am trezit cu ea, am repetat-o și... Hai, ce melodie! Doamne, te rog, dă-mi un text pentru această melodie. Și am primit ideea. Bucuria păcii. Am compus prima strofă, am legat-o de melodie, mergea perfect și s-a și înregistrat. Asta parcă îmi dădea lumină și putere. Doamne, te rog, mai dă-mi o strofă. Am primit și a doua strofă. Am legat una de alta, am încercat cu melodia, mergeau perfect, parcă mi-l dicta cineva la ureche. M-am rugat iarăși, Doamne, nu te mâhni. Mai cer o strofă și cântarea e gata. Și am primit și a treia strofă și asta a fost cântarea numărul 1 din închisoare, Bucuria Păcii. Vă citesc, poate că o să și o cânt. E și specificat aici, prima cântare primită din partea Domnului. Melodia a fost întâi în celula numărul 9, 3 metri sub pământ, la securitatea din Cluj, anul 1959, luna iulie. Și zice, bucuria păcii tu mi-aduci, Iisuse, chiar când bat în jurul groasnice furtuni, tu lumina vieții celei neapuse, mângâieri în suflet pururea mi-aduni. Binecuvântarea sfântă și aleasă de la tronul milei se revarsă în plin și o adâncă pace în inimă se lasă peste suferința-mi toarnă-l ei alin. La plinirea vremii va înceta durerea, căci hotar la toate, Doamne, Tu ai pus. După suferință vine mângâierea, după chinul morții viața fără apus. Atunci mi-a venit, sigur, o bucurie și o stare de liniște și de încredere, că de multe ori mi s-a pus întrebarea, după ce am ieșit de la închisoare, care a fost cea mai frumoasă zi din închisoare. Și eu am spus, cea mai frumoasă zi a fost atunci când mi-a revenit memoria. Adică cu această cântare, după aia mi-am adus aminte și alte cântări dinainte, dar cum am zis, din pricina șocului, nu știu, e o taină, a trebuit să trec și pe aici. Așa că m-am bucurat nespus. Acum, dacă măcar să vă cânt
o strofă, dacă... Să fie Domnul. Asta a purtat poartă numărul 1. Eu am primit cântările și le-am pus număr, după cum au venit, până la 360. Și știam, prin harul Domnului, vă rog să nu mă luați pe mine ca un așa un om deosebit, ci totul este harul lui Dumnezeu, călăuzirea Duhului Sfânt. Așa mi-am adus aminte în fiecare zi, dar fără nicio lipsă, în cei 5 ani, n-aveam Biblia, dar am avut Cuvântul lui Dumnezeu. Am înțeles atunci ceea ce a spus Domnul Iisus ucenicilor: Duhul vă va aduce aminte. Da, Duhul îți aduce aminte dacă ai citit,
dacă ai auzit, dacă ai trăit, dacă ai practicat. Dar dacă n-ai citit, n-ai auzit, ce să-ți aduc aminte? În fiecare zi primeam un cuvânt. Fără nicio lipsă am spus din cei 5 ani. Și după ce am compus această cântare și m-am bucurat mult, m-a scos din celula aceea și m-am mutat în alta. Că așa era regula pe acolo. Să te tot mute în celule ca să nu îți faci prieteni, că mai erau câțiva, 3-4, câți când căpeau în celulă. A doua, în celula 15, era puțin mai largă. Am meditat în a doua zi sau chiar în prima zi, a doua zi, la Daniel, capitolul 3. Este vorba acolo despre împăratul Nebucadnețar, care a ridicat o statuie în Valea Dura și care trebuia toți slujitorii lui și cei mai remarcați în poporul lui să se închine. Dar în slujba împăratului erau și niște tineri evrei. Și aceștia au fost invitați și li s-a poruncit, zic, când veți auzi glasul psaltirii, al ghitarei și al trâmbiții, să vă plecați genunchii și să vă închinați la statuie. Și cei trei tineri nu s-au plecat. Ei au spus, noi slujim Dumnezeului celui veșnic, care este viu și nu locuiește în statui și așa mai departe, cum știți că ați citit. Și atunci împăratul a poruncit să fie aruncați în cuptor. În cuptorul a prins de 7 ori mai mult decât normal și acest cuptor, deci, servea la nimicirea, la arderea celor care se închinau. Au fost legați acești tineri cu hainele lor și au fost aruncați în cuptorul de foc. Cei care i-au aruncat, spune Biblia, au pierit de puterea focului. Iar ăștia tinerii au căzut în mijlocul cuptorului și s-au ridicat îndată liberi. Focul nu le-a ars decât legăturile. Ba, încă un lucru foarte important. Nu mai erau 3, ci erau 4. Și al 4-lea semăna cu un fiu de Dumnezeu. Fraților, eu am înțeles atunci, Doamne, Tu ai îngăduit să intru în acest cuptor, dar el nu are menirea decât să ardă toate legăturile străine din viața mea pe care Tu le știi. Eu nu le știu, dar Tu le știi. Și atunci am primit cântarea Sfânt cuptor al suferinței, ce mă arzi fără să pierd. Aripi noi dai Tu credinței să mă înalțe către cer. Iar din lutul ce înfășoară viața sufletului meu, Tu faci zilnic să răsară chipul sfânt din Dumnezeu. Îmi țești haide din lumina veșnicei neprihăniri, curățindu-mi toată tina omeneștii mele firi. Sfânt cuptor de suferință, Tu de Domnul ai fost ființit, când pe crucea lui ființă pentru mine s-a jertfit. Mă sfințește totdeauna, o cerescule cuptor, ca să pot primi cununa la sfârșit biruitor. Adică am înțeles acest mare adevăr, că suferința în viața omului credincios are menirea să-i ardă legăturile firești, are menirea să îl cioplească cu dalta suferinței ca să se vadă clar chipul Domnului Hristos. De aceea suferința este un har îngăduit de Dumnezeu și nu un har mic, un har mare. Acum, sigur că sunt multe cântări cu istoric și toate au istoric. Una vă mai spun, sau două.
A amintit și fratele Marin despre una, dar una care poartă numărul 9, asta poarta numărul 2, Sfânt Cuptor. În închisoare, administrația avea probabil poruncă și directivă de la Ministerul de Interne și de la partid să chinuiască pe cei care erau închiși. Nu numai că stăteau flămânzi și în întuneric acolo și așa, dar inventau fel de fel de suferințe, de torturi. Așa, și într-o zi, ba ne puneau cu capul în perete și ne țineau ori întregi, ba ne spunea sub pat toți, și dacă nu încăpeau să se urcau cu cismele pe noi, sau ne punea pe burtă toți. Era iarna, era în decembrie și un ger mare era la Gherla. Ne-a pus pe burtă. Nu spunea de ce. Ei ne ordonau să ne punem pe burtă în mijlocul celulei. Și eu m-am nimerit lângă Wurmbrand, lângă Reinhard Wurmbrand. Și ne-au ținut timp îndelungat, ore întregi, dar noi nu aveam ceas ca să știm câte ore. Ne țineau mult timp. Și eram înghețat de frig. Aveam pantalon de doc scurt, fără ceva la genunchi și stăteam cu capul jos, să nu miște nimeni, că vă călcăm cu cismele, spuneau gardienii care se plimbau printre noi. Mai ieșeau afară, se uitau pe vizetă să vadă dacă executăm. Iar intrau și m-am rugat Domnului, Doamne, mi-e frig de nu mai pot. O să ne țină mult aici. Te rog, dă-mi o cântare. Și am primit o cântare acolo în condițiile acelea. Cântarea, cum am zis, poartă numărul 9 și e vorba despre tema aceasta. Nu numai să vorbesc de tine, Iisuse, și de-al tău cuvânt, ci viața ta să fie în mine, cum ai trăit tu pe pământ. Nu doar să spun despre credință, ci credincios să-ți fiu oricând, a ta blândețe și umilință și gândul tău să-l am în gând. Nu doar să spun despre nădejde, ci să o trăiesc din plin mereu, să-mi dea încredere în primejde și pace sufletului meu. Nu doar să spun despre iubire, ci mult mai mult vreau să iubesc și nici de-a ta o rânduire nu mai să știu, ci să o trăiesc. Nu doar să spun despre lumină, ci pretutindeni să lumin, să am viața în veci senină, așa cum tu ești de senin. Nu numai ceruri viitoare să fie în vorba-mi zi de zi, un cer și o sfântă sărbătoare să am în viață chiar aici. Și refrenul, Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, în totul tot să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. După ce am terminat cântarea aceasta și am repetat-o și am învățat-o acolo pe burtă, înghețat, ne-au poruncit să ne ridicăm în picioare, gardieni. Ne-am ridicat, ei au închis ușa și au plecat. Și am spus lui Wurmbrand, hai să-ți recit o cântare pe care am primit-o acum cât timp am stat pe burtă. Și am recitat-o. Când am terminat de recitat, zice el, măi Nicule, Nicu îmi spunea, să ne mai pună ăștia pe burtă ca să mai compui asemenea cântări. E scris aici, când a fost vorba să fie tipărit acest volum, eu am
trimis o vorbă prin cineva lui Von Braun să facă el o prefață. Și a scris o mică prefață. Doar 10-15 rânduri. Și zice așa: am fost cu moldoveanul în aceeași celulă de închisoare pe vremea comuniștilor. Un gardian a inventat o nouă batjocură. Ne-a ordonat să ne vârâm sub paturi pe cimentul gol. Era iarnă. Când în fine s-au milostivit și ne-au lăsat să ieșim de sub paturi, l-am văzut pe moldoveanul cu zâmbetul lui obișnuit pe buze, iarăși triumfător. Ne-a spus: o să vă cânt cântecul pe care l-am compus sub pat. Era un cânt de biruință și triumf. El face aici o confuzie, că a fost și unul sub pat. Asta era în mijlocul celulei. Dar n-are importanță. Așa. Scriptura numește pe, zice, încă un episod dintr-o viață întreagă de triumf prin Iisus. Scriptura numește pe cei ca el mai mult decât biruitori. Vă citesc asta nu pentru ca să priviți la mine, vă rog, rețineți lucrul acesta, ci pentru harul lui Dumnezeu care ne-a purtat de grijă. Că orice dar bun se coboară de la el. Și darul răbdării, și darul luminii ca să compunem, și orice dar bun. Dacă spune că e orice dar bun, înseamnă că de la noi, de la mine, nu-i nimic. Totul e de sus turnat și eu doar am fost doar conducta. Tot ce a turnat Dumnezeu să iasă dincolo curat și sfânt, ca toți să, cei care ascultă să se bucure de acest dar. Zice, ei biruiesc nu numai eu, lumea și pe draci, ca Iacov ei biruiesc pe îngeri într-o trântă amicală cu îngerii buni care aduc binecuvântări. Nu că eu scriu o prefață la cartea sa, ci el dă în cartea asta o prefață la istoria a mii de copii ai lui Dumnezeu biruitori, care în greutățile și ispitele vieții au fost inspirați din aceste cântece. Adică am vrut să spun că aici este arătat încă o dată harul lui Dumnezeu și în închisoare și când trecem prin boală. În viața creștinului nu este nimic la întâmplare. De fapt, nici nu trebuie să existe în vocabularul creștin cuvântul întâmplare, noroc, șansă, ursită și altele asemănătoare. Nu, creștinul este în lumină, nu doar vine norocul. Așa că, fraților, toată slava se cuvine lui Dumnezeu. Altă cântare, nu departe de asta, numărul 12 poartă, vă spun aceste lucruri pentru ca să răspund și la întrebarea cum am primit cântările și să fie o clarificare, o lumină pentru noi toți. Era în ziua de 30 ianuarie 1960, deci asta care am citit-o a fost în decembrie, și în ziua de 30 ianuarie, era duminica, era o zi geroasă, o zi senină și era rânduiala acolo ca să scoată pe deținuți în fiecare zi 20 de minute, ziceau ei, sau 30 la aer. Dar de fapt nu făceau ei lucrul acesta, adică binele acesta îl făceau din când în când. Și acum când era mai ger și noi mai dezbrăcați, ne-a scos la aer. Nu ne mai scosese de mult. Dar ce însemnea la aer? Ieșeam din celula închisă, din celular, în curte, unde era tot un celular în formă de raze. În mijloc era o turelă unde ședea gardianul și erau tot celule, dar deschise sus. Adică nu erau acoperite. Și asta însemna plimbare și aer. Ne învârteam acolo până când am înghețat de tot, atunci era ger, apoi ne-a ordonat să ne băgăm în celulă.
După ce am ajuns acolo înghețați, eram câțiva, 3-4 frați, s-au așezat pe banca din celulă, când fiecare celulă era o bancă. S-au așezat pe bancă și cu capul plecat treburau toți. Eu nu m-am așezat, că mi-era prea frig. M-am plimbat de la ușă până la fereastră. Fereastra era cu gratii de fier, dar în sistemul comunist, care a fost împrumutat de la ruși, erau peste gratiile de fier în afară un fel de zăbrele, un fel de jaluzele fixe, cu deschizătura în sus, cum nu se fac de fapt jaluzelele așa. Și erau fixe. Deschizătura era cam de 3 degete. Mă plimbam de la fereastră la ușă, de la ușă la fereastră. Și priveam când ajungeam la fereastră prin deschizătura aceea cerul senin. Și m-am gândit, Doamne, la acest cer senin privește și familia mea. Și ochii noștri se întâlnesc la cerul senin. Și atunci, ca și cum ar fi venit un înger, am început să cânt. Și textul și melodia deodată, intitulată Cer senin. Vă citesc doar 2-3 strofe, că are 5 strofe și refrenul. Prima strofă. Cer senin, cer senin, plin ești de lumină plin, raza ta, raza ta încălzește viața mea. Normal este să spun luminează, dar pe mine raza cerului mă încălzea. Și după aceea refrenul. Cer senin, cer senin, de lumină ești plin, vin în viața mea, vin, după tine suspin. Cer senin, cer senin. Și încheie ultima strofă. Cer frumos, cer frumos, loc al Domnului Hristos, voi fi dus, voi fi dus, în curând în tine sus. Și vă cânt doar o strofă din ea. A fost cântarea din 30 ianuarie 1960. Și așa multe cântări au un istoric născut dintr-o situație deosebită din închisoare. Am spus și repet, să nu privim la conductă, la vas, ci să privim la dăruitor. De la el coboară orice dar bun și tot ce vine din de sus se cunoaște.
De exemplu, zice, El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Pentru ce? Pentru desăvârșirea sfinților în vederea zidirii trupului lui Hristos. Adică tot ce dă Dumnezeu are în vedere acest scop, zidirea trupului lui Hristos. Acum, când dă Dumnezeu, se cunoaște. Un dinte, am mai dat exemplul acesta, când îl dă Dumnezeu, se cunoaște. Când îl dă dentistul, iar se cunoaște. Dentistul îți dă un dinte mort, dar e perfect, însă nu mai are, n-are legătură cu viața. Așa și Dumnezeu. Mulți sunt pregătiți în școli ca să facă pe așa, să predice și predică frumos, dar se cunoaște dacă e dat de Dumnezeu sau e dat de om. Acum zic mulți, nu toți, sunt unii dați de Dumnezeu și se cunosc imediat. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem gândul lui Dumnezeu. Și acum nu știu, nu mai țin minte, ce mi-ați mai întrebat? Ceea ce v-a pus Domnul pe inimă pentru noi în mod deosebit. Nu înțeleg, aud cam rău. Ceea ce Domnul v-a pus pe inimă pentru noi, ca să nu duceți bagajul de aici, să-l lăsați aici. Adică, pentru această adunare pe care Duhul Sfânt a strâns-o în seara aceasta și pe care, sigur că aveți aici locul de adunare, eu doresc ceea ce dorește Dumnezeu. Fiți sfinți, că și eu sunt sfânt. Fraților, cuvântul sfânt este de origine latină, are un așa un istoric, cuvântul acesta înseamnă deosebit, pus deoparte, neamestecat. Aceasta ar însemna cuvântul sfânt. Eu am cercetat originea acestui cuvânt și așa am găsit. Deci, ce vă doresc și îmi doresc și mie? Fiți sfinți, să fiu și eu sfânt, ca Domnul să se poată folosi de noi toți. Că nu-i niciun credincios, niciun mădular în trupul lui Hristos fără un rost. Toate mădularele și un fir de păr are rostul lui. Și noi toți avem rostul nostru. Domnul să ne ajute. Amin. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Mulțumim deci încă o dată fraților care au stat alături de noi, vă mulțumim și noastră ca biserică, ca iubiți ascultători, care ați avut răbdare până la această oră, mai târzie ca de obicei, dar știți, cu oameni care au suferit în felul acesta în țara noastră pentru Hristos, nu ne este dat harul să ne întâlnim în fiecare zi. De aceea s-a prelungit până acum, acum vrem să mulțumim și Domnului, ridicându-ne cu toții în picioare, într-o rugăciune scurtă, dar din inimă, cu toți în comun să mulțumim Domnului pentru harul de care am avut parte. Amin.